pornim fișierul următor. Haide, Cristina. Cristina, pornim la treabă, da? Hai, să vedem și pe Cristina acum. Aflat divizorului 26 și determinați numerele naturale X, știind că 26 este divizibil în paranteză rău după numerele X. Stefania, hai să ne concentrăm. De la ce mai vreau? De la 93. Nu mă trebuie să spun. Deci aflați pe, ce mi-ai spus tu? Aflați pe divizorul 26. Deci divizorul 26 sunt... Și determinați numerele naturale. Păi lasă, mai tăi divizorii. Da, și prima problemă. Care sunt divizorii în 26? 7. Adică 26 la 5 se împarte. 4. La 2. La 1. La 1, da. Deci la 1. La 2. 93 și 97. Deci la 1, la 2. La 4 nu se parte. Nu la 4, la 0 niciodată. La 0 niciodată. Nu să mă aud că zici la 0 niciodată. Da? Atenție mult. La 26. La 26, da. 26 este. Da, dar mai este și 13. Că 26 se împarte la... Da, să am înțeles. Da? Când împărțim 26 la 2, ne dă că tu... 14. La 14 se împarte? Nu se poate. Deci numai 2, 13 și 26. Astea sunt divizorii. Ăsta și cu 26 se numesc divizori improprii. Da, și era divizori. Divizori. Am mai vorbit noi dată, nu? Da. Improprii. Nu o dată, de multe ori. De mai multe ori. Improprii. Bun. Și acum zi mai departe, mai spune așa ceva acolo. Și determinați numerele naturale X, știind că 26 este divizibil sau împărțibil. Deci, 26 egal... se împarte? Da, cu, la paranteză rotundă, 2 la X plus 1. 2 la X, așa? Da. Plus 1? Dar de ce sunt 3 puncte? Nu așa, nu așa, 2X. 2X. Ia să vedem. Ați greșit. Da. Știm? 26 se divide. Adică la împărțire nu mai dă rest. Da? Deci 26 se divide la... Deci 2x plus 1. 2 ori x. 2 ori x, da? Plus 1, da? Așa. Deci cine este x-ul știind că 26 se împarte exact la 2x plus 1? 26 se împarte exact la 2x plus 1. Noi știm că 26 se împarte la 1, la 2, la 13 și 26. Înseamnă că 2x plus 1 trebuie să fie 1, 2, 13 și 26. Asta este. Faptul că 26 se divide la 2x plus 1 înseamnă că 2x plus 1 este unul din aceștia. Deci de aici rezultă că 2x plus 1 odată egal cu 1. Da? 2x plus 1 egal cu 1. Și asta înseamnă că x-ul e 0. Scădem un 1 din ambii membri și rămâne 2x egal cu 0. Rezultă x egal cu 0. X1, primă variantă. Apoi 2x plus 1 cine mai poate să fie? 2x plus 1 poate să fie 2. Da? 2x plus 1 poate să fie 2. E, dar 2 ori cât plus 1 să facă 2? Există posibilitatea asta. 2 mulțit cu cineva plus 1 să facă 2. Nu. Nu. Imposibil aici. Da? Este imposibil. Dacă era 2x plus 0 ar fi fost... 2x plus 0 egal cu 2, atunci x ar fi fost egal cu 1. Da. Da? Dar așa 2x plus 1 egal cu 2 nu-i spate. Deci nu există x la asta. Altă variantă, man. 2x plus 1 poate să fie... egal cu 13. Da? 2x plus 1 poate fi 13. Hai să scădem un 1 din ambii membri.
scădem 1, nu? Și atunci ar fi 2x egal cu cât? 13 scăzut 1? 13 scăzut 1 face 12. Cât este x? 2 ori cât se facă 12? 2 înmulțit cu cine se facă 12? 2 ori? 6. Deci de acolo rezultă că x egal cu 6. Bun. Mai poate fi 2x plus 1? Ce variantă? 2x plus 1 este egal cu 26. Adică 2 ori ceva și plus 1 se facă un număr par vreodată? Ar fi posibil. Dă-te un exemplu. Deci 2 ori ceva. 25 plus 1. Cât? 25 plus 1. Păi 25, dar 2 ori cât se facă 25? 2 ori cine se facă 25? Nu se poate. Nu se poate. Da? Imposibil. Ar fi că 2x să facă 25 de aici, nu? 2x. Da, deci da. Ar fi echivalent ca și cum aș spune că 2 ori x egal cu 25. Imposibil. Imposibil. Deci înseamnă că care sunt valorile? 0 și 6, nu? 0 și 6. Da. Deci x egal 0 și x egal 6. Următorul? Aflați divizorul 32 și determinați numerele naturale x, știind că... Divizorul 32 mai întâi. Da. Hai să vedem. Divizorul 32 egal cu? 32 pe 1 și pe el însuși. Și pe el însuși, 32, dacă să scăpăm de 2. Da, și după. Dar merge și 2. Păi merge și 2, dar eu zic să-i punem pe ei unul după altul, improprii. Aha, da? Și eu pus pe ăștia improprii, da? Și după aceea proprii se urmă. 2-ul, de 32 se împarte la 2. Apoi. 3 nu, 4, 4 se împarte. Da, 2. Da? Deci, 4, 5 nu, 6 nu, 7 nu, 8, da, de 4. 8 ori 4, 32. Da. 8 merge, 9 nu, 10 nu, 11, 12 nu, 13 nici vorbă, 14 nu, 15 nu, 16? Da. Da. Da, da. 2 16 și 32, da? Deci 16 și cam atât. 17, 18, 19, 20, nu, nu mai merg, 21, 22, nu. Am ajuns până la 32, deci am luat pe ăștia noi. Deci, e limpede că am găsit toți divizorii. Închidem paranteza, iată, i-am precizat. Ăștia sunt improprii, da? Și ăștia sunt proprii. Improprii și proprii. Bun. Acum, să văd ce îmi spui în continuare. După ce am găsit divizorul 32... Și determinați numerele naturale x, știind că... Determinați x. Știind... 32 se divide... Da. 32 se divide... În paranteză, 2 la 2 ori x. 2 ori x. Plus 4. 32 se divide la 2 ori x plus... 4. Așa. Bine. 2 ori x plus 4. 32 se divide la 2 ori x plus 4. Adică 2 ori x plus 4 trebuie să fie cine? Unul din divizori. Da. Deci 2 ori x, deci 2 ori x plus 4 e egal odată cu cine? Cu 1. Egal cu 1. De unde rezultă că 2 ori x egal cu... Scădem un... Dar nu se poate. Niciodată. 2 ori cât plus 4 se facă 1? 2 înmulțit cu cineva și plus 4 se facă 1? Imposibil. E imposibil. Apoi 2 ori x plus, plus 4 egal cu? 2 ori x plus 4 egal cu? 2 ori x plus 4 egal cu următorul. Cu 32, văd că am văzut. Da. Egal cu 32. Scădem un 4 din ambii membri. Din stângă și din dreapta. Și vine 2 ori x egal cu 32 scăzut 4. 32 scăzut 4 face 28. Egal cu 28. 2 ori cât fac? 28. X va fi 28 împărțit la 2, nu? Da. X egal cu 28
împărțit la 2 și egal cu 14. Terminat. Cealaltă. 2x plus 4 egal cu 2. Da. Am luat luăm pe toți. 2. Adică 2 ori ceva plus 4 să facă 2? Posibil. Imposibil. Imposibil. 2 ori x plus 4 egal cu următorul divizor, 4. Păi 2 ori... Imposibil. Păi imposibil. 2 ori 0. 2 ori 0 și cu 4 face 4. Da? Adică scădem 4 din anul 2 și apare 2x egal cu 0. Adică x egal cu 0. Și asta l-am găsit. Altceva. 2 ori x egal cu cine altceva? 2 ori x plus 4 egal cu alt divizor? 2 ori x plus 4 egal cu... 8. Nu? Următorul este 8. Da? 8. Scădem un 4 din ambii membrii și când rămâne 2x egal cu 8 minus 4, că aici 4 minus 4 fac 0. 8 minus 4 face 4. Și ceva care cu ceva se prinde 4 de 2. Deci x-ul acela este 2. 2. Bun. Alt 2x. 2x plus 4 egal cu 16. 4 egal cu 16. Scădem în 4 din ambii membri. Și iese 2x egal cu 16 minus 4, 12. Adică și ceva 6. X egal cu 6. 12 plus 6. Și am făcut și aceste greșițiu. Altă întrebare? Ia să vedem. Arătați că... Bine, s-a nimerit. Mi-a brăcat. Mai degrabă, dacă de pe celelalte și după... Lasă, vedem și dacă chiar așa dificil, mă chemăm pe ajutoare. Să vedem. Cauzele următoare. Arătați că... AB cu bară deasupra... AB cu bară deasupra... Plus BC cu bară deasupra... Plus AK cu bară deasupra... CA, da? CA cu bară deasupra... Se împarte imposibil... Da? Totul ăsta se împarte la... La 11. La 11. Nu, fără paranteză, fără paranteză. Totul? Nu, nu. Nu, fără paranteză. Da, nu, e fără paranteză. Aici e fără paranteză. Da. Da? Bine. Aici e greșeala autorului, așa, se împarte totul la 11, da? Dar asta trebuie să înțeleg, că altfel înțeleg numai ce an se împarte la 11. Deci se subînțelege, autorul a vrut să spun să subînțelege că tot ăsta se arătăm că se împarte la 11. Da, să arătăm că toate astea se împarte la 11. Eu ați ajutoare. Da. Cum se scrie numărul 23? 23. Se scrie 20 plus 3, nu? Se duce 23. Așa, am luat un număr. Numărul 23 înseamnă 20 plus 3. Da. Sau se mai scrie egal cu 2 ori 10 plus 3. E bine? Da. 379. Cum se mai scrie 379? 300 plus 70 plus 9. Care înseamnă, de fapt, 3 ori 100 plus 7 ori 10, da? Plus 9. Cum se scrie ABC? Cum s-a scrie ABC? Desfășurat, descompus. A ori. A ori B. Nu, A ori 100. A ori 100. Da? A ori 100. Plus B ori 10. Plus C. Plus C. Păi așa scrie și aici. În loc de AB, cât îți zic aici? AB. În loc de AB. A ori 100. Nu e 100. A ori 10. Ori 10. Da? E din două cifre. A ori 10. A ori 10. Plus B. Plus. Plus. B ori 10 plus C, da. Plus C ori 10 plus A, tot. Egal, egal, să lucrăm la el, să vedem cineva de-o. Egal cu. Ia să vedem. Nu am făcut-o comună.
10-a școală. Da. 10-a școală. 11-a. Nu, 10 meri și cu număr, 11. Deci avem 11 de-al de A, plus, de-al de B, cât sunt? Plus, 1, 2, A, câți de-al de B? Tot 11 sunt, că 10 B și cu B, fac 11 B. Da? Plus, de-al de C? 11 C. Plus 11 C. Și egal mai departe. Vedem 11 cu comun, dăm factor comun și face 11 pe lângă A plus B plus C. Și dacă e 11 oriceva, el se divide la 11. Și am terminat exercițiul. Deci dacă e 11 oriceva, se împarte la 11. De ce e mai ușor? Ia să vedem. Se dau numerele 28, 28. 35, da. 49, da. 120, da. 1294, 2373, 5401, 145.340, 225.335. N-ați spus aia la ultima. Ultima. Da? 35. Așa. Așa, cum a fost scolizat. Te rog, ce să facem? Scrieți numerele divizibile cu 2 dintre numerele de mai sus. Deci ne uităm la ele și vedem care se împarte exact la 2. Da. 28. 28, că ai ultima cifră e pare. 28 odată. Altul. 120. Are pe 0, nu? Da. Da? 120. 1294. 1294, foarte bine. 145.340. 345.340. Și atât. Și atât. Toate numele care se divid la... Aia așa. Da. Mai și zi. De aici, scrieți toate numele în forma 23A cu bară deasupra. Alte ghiște, da? 23A cu bară deasupra. Divizibile cu 2. Divizibile. Da, sunt divizibile cu 2. Foarte bine zis. 3 puncte. Da. Care sunt numerele? Ce se pune în loc de A? Unde se împarte la 2? 4. 2. 0, mai 0, 2, 4, 6, 8. Deci sunt 2, 3, 0, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 8, 6, 2, 3, 6, da, 2, 3, 2, 3, 8. Așa trebuie să scrie pe toate. 5. În la fel, aflați câte numere de forma 7x, 3y, care deasupra sunt divizibile cu 2, 2. Y trebuie să fie 0, 2, 4, 6 și 8. Dar X-ul începe în 0 odată. Deci pentru X egal cu 0 rezultă variantele. 7, 0, 3, 0, 7, 0, 3, 2, 7, 0, 3, 4, 7, 0, 3, 6, 7, 0, 3, 8. Deci sunt câte? 5, nu? Cu x egal cu 0. Da. Urmă. X egal cu 1. Cu x egal cu 1. Iar începem. 7, 1, 3, 0. 7, 1, 3, 2, 7, 1, 3, 4, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 8. Și apoi x egal cu 2. Da? Deci, 7, 2, pentru 0 am găsit 5, pentru 1 găsim 5, pentru 2 5. Câte 5 la fiecare? De câte ori 5 ori? De 5 ori.
de 1, 2, 3, 4, 5 ori. Dar nu acum. De 7 ori. De ce 7 ori? Mama, de 5 ori. De ce de 5 ori? Păi noi, pentru 0 s-o dat ori 5, pentru 1 iar ori 5, pentru 2 iar 5, pentru 3 iar 5, pentru 4 iar 5, pentru 5 iar 5, pentru 6 iar 5, pentru 7 iar 5. Nu, păi ce 9? Până la 9. Aaa, da, e 5, 45. 9, 5, 40, pare 9 sau 10? 9. Că și cu 0, eu cred că sunt 10. Păi da, da. 10 ori 5, 50. Așa cred că sunt. Adică, uite, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, câte cifre sunt aici? 10. 10. Ia uitați-vă. Da, e și 0. E și 0, asta e panta. Da. Că altfel ești tentat să zici că-s 9, dar nu-i de la 1. Da. E și 0. Da? Deci sunt 10. Și cu fiecare auri câte 5, răspunsul este 5 ori... 5 ori 10 egal cu 50 de numere. Așa trebuia să găsim. Câte numere sunt, nu? Da. De acord? Da. Exact și cu ultimul exercițiu. Te rog. Scrieți toate numerele de forma 5XX cu bară deasupra. 5XX cu bară deasupra. Deasupra. Divizibile cu 2. 3, 2. Păi, X. Dar XX, atenție! Da! X. Păi, dacă punem, de exemplu, la primul X, 2, trebuie să fie și celălalt 2? Așa! A? Că ți-ai cifre! A, păi punem 0. Așa! 5, 0, 0. Da, 5, 0, 0. 5, 1, 1. Da, nu, 5, 1, 1 nu-i bun. 5, 2, 2. 5, 2, 2. 5, 4, 4. 5, 4, 4. 5, 6, 6. 5, 8, 8. Sunt 5 numere. Deci tot 5 numere. Da? Deci 5 numere divizibile, da? 7, da. Ia să vedem ce mai aveți. Câte ceasuri? 23. 5, 23. 5, 23. Mai avem 7 minute. Sunt ale noastre. Mai profităm și mai facem un exercițiu. Da. Ia să vedem. Să nu cumva să mai dăm noi. Da, mă dau eu una. Mă ofer eu. Să-ți ofer ea. Bine, mai Stefania. Dar trebuie să-mi dai, că am Stefania, dar trebuie să-mi dai în capul în 7 minute. Da. Acum, comportați amândouă. Da. Deci mai înainte erai numai tu, acum amândouă. Vă bate joc. Deci 40 de 110, da? V-ați înțeles? Da? Da, da. Da. Hai să vedem. În 3 depozite se află 600 tone de grâu. Deci, în 3 depozite, în depozitul A, B și C. În cele 3 se află 600? 600 tone de grâu. 600 tone grâu, da. Dacă din primul depozit se transferă 20 de tone, iar al doilea și 25 tone în al treilea, atunci în cele trei depozite se află cantități egale de grâu. Cu câte tone de grâu este mai mare cantitatea de grâu din al doilea depozit față de cantitatea din al treilea depozit? Aflați câte tone de grâu se află în fiecare depozit. Și în 7 minute. 7 minute, da? De 7 stele, 7 minute. Stele, 7 minute. A, după stele v-ați uitat, da. Băi. 7 minute? Dacă erau 3 minute. Bine, mă. 3 stele. Încă o dată, citesc problema mai rar, că n-am înțeles nimic. Dacă din primul depozit se transferă 20 de tone în al doilea... Aha, deci pleacă 20 tone în al doilea. Da, nu? Așa, 20. Și 25 de tone în al treilea, tot din A. Tot din A, zice, da? Și din ăsta, 25, 25 tone. Atunci, în cele trei depozite se află cantități egale de grâu. Bun. Ah, adică m-am
prins, adică 20 plus 25, 45, împărțit la 3, vine 3. Cum împărțit la 3? Păi nu sunt ABC? 3. ABC. Care vi se pare depozitul cu cantitate mai mică? B. Păi din el transferă, are cel mai mult au. Da. Nu? Că din el iau și duc la celelalte. Uite, la C duc 25 de tone. La B duc 20. C-ul e cel mai mic. C-ul. Hai să facem prin segmente. Deci C-ul este atât. Da? Câte pătrățele? Lasă-vă, două, trei pătrățele, nu are importanță. Eu zic segmentul ăsta înseamnă C. B-ul este cât C și 20. C-ul la C mai vine 25 ca să fie egal, nu? Deci la C mai vine 25 de tone. Da? Mai vine 25 de la A. Iar la B mai vine doar 20 de tone. Deci vine doar 20 de tone. 20 tone. Da, 20 de tone. Iar B-ul nu-i nevoie să completez cu 25. Nu-i, iar are mai mult și numai 20 de tone mai pune. Iar la A, ăsta e B-ul, iar A-ul a avut mai mult și pierde pe cele 20 cu 25, pierde 45, nu? Da. Și devine egal. Deci el devine, a pierdut și devine cât C-ul și cât B-ul. Da? Și acum au devenit egale. Avem două întrebări. Cu câte tone de grâu este mai mare cantitatea de grâu din al doilea depozit față de cantitatea din al treilea depozit? Deci după ce am transferat 25 și respectiv 20, le-au pierdut ăsta, au 45 de tone pierdut, iar dat la 1, 20, la altul 25, o devenit toate trei egale, parcă ai spus, nu? Da. Toate trei devin egale. Egal. Toate trei devin egale. Trebuie să facem și sinteza zilei. Deci nu cât mai avem timp, pentru că mai sunt. Tu mă lași. Ce faci? Mă presești cu timpul acum. Da. Ai venit? După ce nu mă lași să... Ar fi faci... De seară? Da, de seară. Ne spuneți marți. Așa. Și le vom rezolva, că după o dată mai vedeam. Să mai visați o altă dată, nu? O să bătrânim și noi. De-abia atunci o să-l facem. Așa o să facem. Băi, gata, trebuie să-l facem. Acum, în aceeași cantitate, au fost împărțită, distribuită și acum 600 de tone sunt în mod egal. Și faptul că sunt în mod egal, 300, 300, 300. Da? 200, 200, 200. Da? 200 are asta, 200 are și asta, 200 are și asta, după ce a fost distribuția asta. Dacă din 200 scădem 25, rămâne 175 la ce? Deci ăsta vine 200 minus 25 egal cu 75 de tone. 275, pardon. 75. Iar B-ul este minus 20. 200 minus 20, 180. Iar A-ul va fi 200 plus 20 și plus 25. Ălea 20 și 25? 245. Iată că am rezolvat. Asta? Rapid. Tot exercițiu? Tot e problema. Asta că avem întrebări. Dar voi întrebările acum gata sunt. Cu cât e mai mult la una, la față de celălalt, n-am da, aflat câte tone de grâu se află în fiecare depozit. Uite, am aflat.
cu 75, 180. Aoleu, e mai ușor ca un exercițiu din ăsta. Sigur că da. V-a speriat. Nu mai dai, gata. Ba da. Gata că mă... Verificați. Facem sinteza. Cât e și asta? Nu mai... 30. O să vă sunat. O sunat. Ceasul. Suneria. Bine. Data viitoare. Data viitoare mai dăm mai multe exerciții. Bun. Hai să vedem. Începem așa, sinteza fi, da? Da. Ce zile? Ceau. Profesorul nu știe ce să facă. O lasă că o știut? Nu, da. Da, asta o știut? A fost un pic în încurcătură, că... Da, foarte puțin. Elevii și profesorul au fost în maximitate 5 minute încurcătură. Așa, unul. Hai să vedem ce a făcut puteri, parcă a făcut. Puteri, cuburi și pătrate perfecte. Puteri. Și sume gaus. Da, puteri, sume gaus. Sume gaus, cuburi perfecte. Doi. Pătrate perfecte. Cuburi perfecte. Virgulă, cuburi. Perfecte. Trei. Ultima cifră. Da, ultima cifră. A unii puteri. Și divizibilitate. Patru. Divizibilitate. Factor comun, nu am făcut și factor, am spus și factorul, factor comun. Șase. Petele n-au reușit să-l pună. Da. N-au reușit să-l pună în curcătură pe prof online. Pentru 5 minute, da. N-au reușit. Pentru 5 minute, da. Să-l pună în încurcător, în dificultate. S-a făcut și metoda grafică? Da. A avut o problemă. O putem face și ureu pe drum și nu aici. Nu, când n-a scris metoda grafică. N-am putut, da, așa. Asta zic. Șapte, metoda grafică. Păi dacă ați făcut-o... A fost o lecție foarte frumoasă, nu? N-am fost deloc stresați, deconectați și așa îmi place lecția. Faceți finalul, fetele. Așadar, pe săptămâna care vine. Da. La revedere. La revedere. La revedere.